În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiții mei, după această prima anunțare a veștii Mântuitorului, Învierii Mântuitorului Hristos, suntem în această așteptare de 49 de zile. Iar prin liturghia pe care am început-o acum, începem sărbătorirea Paștilor. Paștile în limba ebraică înseamnă trecere. Iar la origine, în poporul evreu, era sărbătorită ieșirea din robia egipteană și trecerea prin Marea Roșie, salvarea poporului evreu de urmărirea lui Faraon. Paștile au fost mâncate prima dată de poporul evreu, în robie fiind, mai înainte să fie eliberați. Este important acest lucru, pentru că ne arată că și Mântuitorul Hristos, Paștile cel adevărat, luând trup de om, se face rob. Iar pe acest rob le eliberează de puterea morții. Vedem icoana Învierii. Nu este o icoană a ridicării din mormânt, ci este o icoană a coborârii la iad. Ce înseamnă aceasta? Când a înviat Domnul Hristos? Am auzit în Evanghelie că lucrurile se petrec sâmbăta spre duminica. Duminica l-a revărsat uzorilor. Atunci când femeile se apropie de mormânt, în apropierea acestui moment, un înger răstoarnă piatra care sigila mormântul și le prezintă un mormânt gol. Ar fi greșit să înțelegem că doar atunci a înviat Mântuitorul Hristos. Și odată cu propovăduirea la iad a învierii sale, Hristos învie. De ce era nevoie de această propovăduire? După căderea omului în păcat, după ruperea lui omului de viața cea adevărată de Dumnezeu, nu i-a mai fost omului cu putință să-L cunoască pe Dumnezeu. Iar prin moartea și învierea Domnului Hristos, ni se dă nouă tuturor din nou această unire extraordinară cu Dumnezeu, viața cea adevărată, din care suntem chemați să ne împărtășim și cu care suntem chemați să trăim în comuniune, adică să trăim în legătură nedezlegată, nedespărțită. Suntem chemați să trăim în așa fel cu Domnul Hristos. Dar nu s-a mai putut odată după ce omul a căzut în păcat. Și pentru ca să unească din nou pe om cu Dumnezeu a fost necesară această întrupare. Dar doar întruparea Domnului Hristos nu rezolva problema morții. Problema morții care pe mulți filozofi ai lumii a preocupat, care pe unii a făcut să spună că viața aceasta nu are sens. Alții, din contră, au spus că doar cât putem trăi acum, trebuie să explorăm și să facem cât mai multe experiențe ca să știm cum am trăit. Ori Domnul Hristos vine și pune un alt sens în viața noastră și în moartea noastră. Unirea cu Dumnezeu pune în moartea noastră. Dacă poporul evreu a mâncat, spuneam, Paștile în robie, cu o seară mai înainte să plece din robie, au primit poruncă cum s-a petrecut primul Paște. Le-a cerut Dumnezeu
să sacrifice un miel de un an, care să nu aibă nicio meteahnă, să fie un miel perfect. Așa cum peste sute de ani, peste mii de ani, Domnul Hristos va fi mielul perfect, cel fără de pată, cel fără de păcat, care vine și se jertfește lumii și pentru lume. Și cu jertfa aceasta, cu sângele acestei jertfe, să ungă tocurile ușii caselor lor, ca să nu treacă îngerul morții să ia pe cineva din casele evreilor, pentru că ultima plagă din cele 10, ultima pedeapsă din cele 10 pe care le-a primit poporul evreu a fost moartea primului născut, de la fiul lui Faraon până la fiul ultimei slujnice și până la ultimul animal care aparținea egiptenilor. Și trece în noaptea aceasta îngerul morții și ia viața primilor născuți, ai oamenilor și ai dobitoacelor, ai animalelor. Și la această mare suferință, Faraon cedează și spune să plece poporul evreu. Ne-a adus destulă suferință. Dar ce spune Domnul, ce spune Domnul să se facă cu mielul jertfit? Dacă sângele lui, și aici vedem că primim sângele lui Hristos spre viața cea veșnică, dacă sângele lui s-a folosit pentru ungerea tocurilor ușei, carnea lui spune să se mănânce bine prăjită cu ierburi amare. Foarte interesant de ce cu ierburi amare. Și atenție, să se mănânce tot. Iar dacă o familie nu era destul de numeroasă, atunci să se unească mai multe familii, să împartă un singur miel și carnea lui să fie toată mâncată. Și iară un lucru care l-am auzit citindu-se în zilele acestea, spune: dar niciun os din mielul acesta să nu fie zdrobit, sfărâmat, ci oasele să fie întregi. Pentru că în momentul răstignirii Domnului Hristos, dacă au zdrobit tibia celor doi, de-a dreapta și de-a stânga, Domnului Hristos nu i s-a mai zdrobit. Și spun evangheliștii că s-a făcut acest lucru pre cruce ca să se împlinească Scriptura care spune nici un os din carnea lui nu va fi zdrobit. Făcând referire la mielul pe care îl mâncau evreii de Paște și în alt aspect să fie mâncat tot. De ce să fie mielul de Paște mâncat tot? Cu ierburi amare. În primul rând, cu ierburi amare, pentru a nu arăta plăcerea, pentru a arăta suferința. Că se pleacă din casa robiei prin suferință. Prin suferința morții, care nu i-a lovit pe evrei, ci a lovit pe poporul egiptean, care nu a lăsat poporul evreu să plece spre țara promisă. Rămâne consumul acesta a cărnii de miel un simbol al împărtășirii mai peste secole cu trupul Mântuitorului Hristos. Și mielul de jertfă va fi jertfit de poporul evreu până la ultimul Paște pe care îl va mânca Domnul Hristos. Și Domnul Hristos mănâncă mielul, dar peste această cină aduce cina cea adevărată, mâncarea cu trupul, mâncarea din trupul și sângele lui, care înlocuiește mielul de jertfă. De aceea, vedeți, fără o mică paranteză, fără să cunoaștem noi, de ce cumpărăm carne de miel de Paște? Pentru că pe undeva și noi mai păstrăm în tradiție
același Paști ca și poporul evreu. Mielul, simbol al lui Hristos. Dar acum, noi nu mai avem simbol, ci noi îl avem pe Mântuitorul Hristos, care a înviat, care învie prin moartea Lui. Și viața aceasta care El ne dă este veșnică. Și ne arată că moartea nu poate niciodată să fie, viața nu poate niciodată să fie biruită de moarte, ci viața biruie, câștigă, învinge în permanență asupra morții. Asta sărbătorim prin Paștile Domnului. Când spunem Paști, ne gândim la trecere, Pesah, în limba evreiască. Trecere. Și ne gândim așa, la trecerea prin Marea Roșie și la cei 40 de ani de rătăcire a poporului evreu, care a văzut atâtea minuni din partea lui Dumnezeu și inima lui a rămas îndărătnică. Vedem atâtea minuni în viața noastră și de multe ori ne asemănăm poporul evreu care continuă în pribegia lui, opunându-se lui Dumnezeu, deviind de la drumul pe care Dumnezeu îl dă. Și în acest drum de pribegie, atenție, Dumnezeu nu își abandonează niciodată poporul. Chiar dacă acel popor se răzvrătește, se ridică împotriva lui Dumnezeu și cârtește. Cârtesc evreii lui Moise spunând: ne-ai scos din Egipt de la căldările cu carne și ne-ai adus să murim în pustie de foame. Și trimite Dumnezeu prepelițe peste ei, astfel în fiecare zi, în deșert, poporul era hrănit cu carne. N-aveau pâine și le-au trimis mana. Și cum le-a, cât de minunat este acel lucru când Domnul le spune să nu luați numai ce aveți nevoie pentru o zi în fiecare dimineață. Că dacă veți lua pentru două zile, se va strica. Și au făcut așa evreii, că n-au ascultat. Și li s-a stricat. Doar mana care a zis Domnul să fie pusă în chivotul legii, aceea s-a păstrat. Restul toată, pâinea aceasta coborâtă din cer, se dă în fiecare zi poporul evreu. Chiar dacă el se întărâtă și se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu până într-acolo încât cad în idolatrie și înalță un vițel la poalele Sinaiului și se închină vițelului de aur, nici atunci Dumnezeu nu pedepsește. Și dacă au cerut pâine și dacă au cerut carne, vor cere și apă. Și Moise, la porunca lui Dumnezeu, va lovi cu toiagul lui Aron stânca și va izvorâ apă. Și toate acestea se vor întâmpla zilnic pentru poporul evreu, până când Domnul îl va duce în casa lui. Zilnic se întâmplă cu noi același lucru. Dumnezeu ni se dă mâncare și băutură pentru fiecare zi. Luați mâncanța, acesta este trupul meu. Bezi dintr-o acesta, toți acestea este sângele meu. Ni se dă mâncare pentru ziua aceea ca să putem să ne sfințim în acea zi. De aceea nu este suficientă doar o împărtășire pe an. De aceea nu este suficientă o împărtășire în fiecare post. De aceea nu este suficientă o împărtășire pe lună. Și la fiecare dumnezeiască liturghie la care participăm, ar fi bine și de dorit să ne putem împărtăși. Pentru că prin Paștile care ni le arată Domnul Hristos astăzi, El ne spune tuturor că viața ne vine de la El. Și că doar primind acea viață,
noi putem avea viața cea veșnică și să fim biruitori în fața morții. Amin.